Pandurii și-au luat gândul de la Europa. Președintele clubului nu vrea ca trupa gorjeană să facă cunoștință cu echipele de top. Pentru o formație mică ce anul trecut se lupta la retrogradare, prezența în cupele europene ar însemna declinul, spune Condescu. Președintele nu vrea ca Pandurii să ia locul celor de la Unirea Urziceni, echipă ce s-a desființat după ce a câștigat campionatul și a participat în Europa League. Din punct de vedere al tribunelor, nu suntem pregătiți să jucăm acasă într-o competiție europeană. Dar noi nu avem un obiectiv acum această clasare și nici nu vrem să forțăm cu orice preț calificarea într-o cupă europeană. Pandurii sunt la doar un punct în spatele locului ce ar asigura prezența în Europa, însă nu doar președintele se opune acestei performanțe. În cazul în care formația gorjeană ar juca în Europa, cu siguranță meciurile disputate acasă nu s-ar juca pe terenul din Târgu Jiu. Municipalul nu se ridică la standardele europene. Trebuie să consolidăm baza prima dată, să vedem cum este în prima parte a clasamentului, fiindcă până acum n-am prea văzut, și vom vedea pentru 2012-2013 care din locurile de participare într-o cupă europeană și ce pregătiri din punct de vedere al infrastructurii sunt necesare. Pandurii au ca obiectiv în acest campionat locurile 6-10, în niciun caz Europa League.